Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a Știrilor TVT. Un proiect eco a avut loc recent în Turcia. La fel a fost prezentă și o delegație de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Vaslui. În intervalul 11-16 octombrie, o delegație de la școala gimnazială Mihai Eminescu Vaslui, formată din 5 elevi și 3 cadre didactice, a fost prezentă la Istanbul pentru a lua parte la o întâlnire din cadrul proiectului european Ecovoluntari. Programul cuprinde activități în toate țările partenere, Turcia, Spania, Anglia, Norvegia, Olanda și România. Domnule Gabriel Racoviț, v-ați întors recent de la proiectul european care a avut la Istanbul în Turcia. În acest sens, cum să detaliați acuvinte? Da, sunt coordonatorul proiectului European Ecovoluntiers, un parteneriat școlar multilateral Comenius, care a început anul trecut în 2011 și se va termina anul viitor, 2013. În acest proiect sunt 6 țări parteneri, 6 școli partenere. România, care este și coordonatoarea proiectului, Spania, Anglia, Turcia, Olanda și Norvegia. A avut deja loc întâlniri de proiect în România, Spania, Anglia și acum în Turcia și mai urmează în Olanda și Norvegia anul viitor. La această întâlnire de proiect în Turcia, de la Istanbul, au participat 5 copii de la noi din școală și 3 cadre didactice în perioada 11-16 octombrie. Păi, în Turcia am avut mai multe activități ecologice, printre care am plantat fiecare țară câte un copac. Noi, fiind România, am plantat copacul nostru. Am prezentat și am văzut mai multe prezentări PowerPoint a fiecare școli, dar și prezentări PowerPoint despre problemele mediului înconjurător. În rest, am învățat despre o altă cultură și despre un alt sistem educațional din acea țară. Am făcut postere eco și niște sigle. Am făcut activități sportive într-un mediu exterior. Am vizitat multe obiective turistice, cele mai mari clădiri din Istanbul și m-am simțit bine împreună cu prietenii noștri. Proiectul a demarat în 2011. Până în prezent au avut loc întâlniri în Anglia, România, Spania și Turcia, urmând ca la anul să se finalizeze odată cu altele două care se vor desfășura în Olanda și Norvegia. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie au demarat. Deja s-a întocmit documentația de achiziție publică pentru contractarea serviciilor tipografice pentru imprimarea buletinelor de vot. Pentru desfășurarea în bune condiții alegerilor parlamentare din 9 decembrie, instituția prefectură anunțată se află într-un proces de organizare. S-a întocmit documentația de achiziție publică pentru contractarea serviciilor tipografice pentru imprimarea buletinelor de vot. S-a estimat necesar de 880.600 de buletine de vot pentru Camera Deputaților și Senat. S-au delimitat un număr de 511 secții de vot în județul Vaslui, între care este 17 secții în cele 3 municipii. Vaslui, Berlat și Vâș, 18 orașele Negrești și Mordem, precum și 376 în comunele județului. Urmează a fi desemnat cântatele la fost președinții și locțuitorii bureurilor electorale ale secțiilor de votare. S-a stabilit și dimensiunea ștampilei bureului electoral de circunscripție numărul 39, diametru fiind de 35 mm, ușul pentru ștampile rămân la avea culoare albastră. Tot în Turcia s-a desfășurat un alt proiect. La programul Ludwig Leadership Education au participat și 3 cadre didactice din Vaslui. Dacă în intervalul 11-16 octombrie Istanbulul a găzduit 8 elevi și cadre didactice din Vaslui, cam în aceeași perioadă, 7-14 octombrie, la Gaziantep, o altă localitate de pe malul Bosforului, 3 cadre didactice au fost prezente la proiectul european Ludwig. Profesorile Erica Chiriac și Alice Vârlănuță, precum și laboranta Eugenia Marcu, au luat parte la un program de Management Leadership Education. Am participat în perioada 7-14 octombrie la un proiect european cu tema intercultural leadership education, curs desfășurat în Turcia împreună cu alte două colege din orașul Vaslui, doamna profesoară Chiriac Erica de la școala numărul 3, profesoară de limba engleză, și doamna laborantă Marco Eugenia Andrei la liceul Anghel Rugină. Cursul s-a referit la management, s-a referit la
eu știu, comunicare în limba engleză, s-a referit la schimburi culturale între țările participante la acest proiect. De asemenea, țările care au participat la proiect au fost 6, Belgia, eu știu, Turcia, România, Lituania, Polonia, Ungaria. Vreau să vă zic că organizare impecabilă, am vizitat tot felul de, să zicem așa, muzee și, eu știu, obiective turistice extraordinar de frumoase și importante respectiv oraș, e vorba de Gaziantep în Turcia. La proiect iau parte reprezentanți din 6 țări, Turcia, România, Lituania, Polonia, Ungaria și Belgia. Întâlnirile se desfășoară periodic și au loc doar în Turcia, țara coordonatoare a proiectului. Festivalul Concurs de Muzică Ușoară Neviință va avea loc sâmbătă la Bacău. La manifestarea artistică ajunsă la o a patra ediție vor lua parte și foarte tinerele soliste, Bianca Fodor și Denisa Tiroan. Sâmbătă 20 octombrie are loc la Bacău Festivalul Concurs Național de Muzică Ușoară, Neghinița. La tradiționala manifestare, aflată la ediția cu numărul 4, vor lua parte și două foarte tinere soliste din Vaslui. Este vorba de Bianca Fodor și Denisa Tiron. De remarcat faptul că cele două cântărețe și-au câștigat dreptul de a fi prezente la concursul din municipiului Bacovia în urma desfășurării unei preselecții. De menționat și faptul că cele două soliste sunt premiate la două festivaluri de gen. Cel mai recent premiu l-a obținut Bianca Fodor, care a cucerit premiul întâi la ediția din acest an a Festivalului Concurs Național Constelația Necunoscută, manifestare care a avut loc la sfârșitul lunii trecute la Vaslui. De remarcat că la ediția de anul trecut, la care au fost prezent și Dumitru Jijie și Claudiu Bulete, ca membri ai juriului, Vaslui a cucerit trofeul la categoria 14-16 ani prin foarte talentată Diana Moșneagu. Unde sunt amplasate Rada, le aflăm din rubrica Infotrafic. Continuăm cu informațiile din sport. Jucătorii lui FC Vaslui se pregătesc pentru disputa cu Universitatea Cluj. Întâlnirea va avea loc pe Municipal, duminică, de la orele 19. După pauza prelejuită de cele două meciuri ale naționalei în campanie de calificare pentru campionatul mondial din Brazilia din 2014, de mâine se revine la campionat. Jucătorii lui FC Vaslui se pregătesc intens pentru întâlnirea de duminică, orele 19, de pe stadionul municipal, când se vor confrunta cu Universitatea Cluj. Pentru jocul cu Șepcile Roșii, Viorel Ghizon se va putea baza pe serviciile lui Adrian Sălăgeanu. Fundașul stâng al Vaslui a acumulat deja 4 cartonașe galbene și este suspendat. Incertă este folosirea lui Dani Coman, portarul galben-verzilor. Se resimte după o mai pe accidentare. În schimb, au revenit la echipă Neagu, Heil și Popovi. Aceștia fuseseră împrumutați la divizionarea secundă, Voința Sibiu, care de câteva zile s-a desființat. La antrenamentul echipei au revenit și Balaur, Belangera, Smel și Anan, care au fost multă vreme accidentați. Astăzi a avut loc meciul HC Vaslui, PSV Piatra Neamț, joc în devans din etapa cu numărul 8. Partida a luat sfârșit de puțin timp, iar înregistrarea integrală o veți putea urmări începând cu orele 19.
HC Vascuia a jucat astăzi după amiază în compania celor de la LPS Piatra Neamț, pe teren propriu. O partidă în avans din runda cu numărul 8 a diviziei A de handbal masculin, Serie A. Jocul în runda se disputa sâmbătă 20 octombrie, însă a fost devansat cu 2 zile la cererea formației de la Poalele Petricicăi. Cum întâlnirea a debutat la orele 16 și a luat sfârșit în jurul orelor 17:30, nu suntem în măsură să vă anunțăm rezultatul final. Pe iubitorii de handbal îi informăm că vor putea urmări transmisiunea înregistrată și integrală a partidei, începând cu orele 19. Avem o legătură telefonică în direct cu comentatorul meciului, Dorelian David. Bună, Dorelian! Bună seara, Elena! Bună seara, stimați telespectatori! Spune-ne câteva cuvinte despre meci. Da, în această după amiază a avut loc meciul dintre handbal cu Vaslui și LPS Piatra Neamț, din cadrul etapei cu numărul 8 a diviziei A de handbal masculin, divizia Serie A. A fost, se poate spune, un simplu antrenament cu public pentru Vaslui, care în final s-au impus la un scor mai mult decât categoric, 43-25, la pauză 21-10. S-au remarcat în mod special din formația vasluiană Nemenco, Barac, Soare, Anton, dar și portarul Pleșca. Ce pot să vă mai spun este că începând cu orele 19, înregistrarea integrală a acestui meci va putea fi urmărită pe postul de televiziune. Miercurea viitoare, pe 24 octombrie, cei de la Handball Club Vaslui, antrenați de cuplul Liviu Gugle și Aurențiu Ferma, vor întâlni într-un meci în cadrul etapei a 7-a, care s-a discutat ieri, formația CSM Focșani, după care, pentru circa 3 săptămâni, canap diviziei A de handbal masculin se va întrerupe, făcând loc echipul național care se pregătește pentru turneul campionat mondial, care va avea loc în luna ianuarie a anului viitor. Cam acestea au fost informațiile. Mulțumesc, telespectatori. Vreau să vă repet că începând cu orele 19 veți putea urmări integral acest meci pe postul de televiziune. Numai bine, la revedere, v-a transmis Dorelian David. Mulțumim! Acesta a fost știrile din sport de astăzi. Care este starea vremii, aflăm din rubrica Meteo. Acestea au fost știrile TVT, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți și mâine începând cu ora 18. O seară liniștită să aveți, la revedere!